Deschidem scripturile în cartea Eclesiastul, capitolul 5, vom citi primele 7 versete. Eclesiastul, capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Nu te grăbi. Trăim în secolul vitezei. Și nu orice viteză. Viteza sunetului este deja depășită și oamenii lucrează tot mai mult la viteza luminii. Totul e pe repede înainte. Mordi e fugi, au italieni în vorbă. Și totul e la un clic distanță. Ai spus ceva, ai publicat și o lume întreagă poate afla. Ai scris ceva, ai dat clic și au aflat toți. Vrem cât mai mult și cât mai repede. Suntem o generație de grăbiți, mereu grăbiți. Încotro? Nu știu, dar mă grăbesc. Viteza vorbirii e mai mare decât viteza gândirii. Și viteza reacțiunii e mult mai mare decât cea a acțiunii. Ne supărăm repede și ne trece greu, dacă ne mai trece. Ne enervăm subit și nu ne mai trece deloc. Viteza ucide. Cred că ați văzut pe străzile din România mereu, mereu acest afiș. Viteza ucide. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre viteza vorbirii, dar înainte de a ajunge acolo, cred că e practic și asta, și viteza asta, mașinii și șoferii știu, și aici cei mai mulți sunt șoferi, sau șoferi în devenire, și sunt multe, multe motive pentru care viteza, cu cât crește mai mult, în primul rând crește riscul accidentelor. La 50 de kilometri la oră, riscul de a produce un accident este extrem de scăzut. Mergi cu 200 la oră, oricând, oricând, se poate întâmpla o catastrofă. Un alt motiv pentru care viteza ucide și este periculoasă, crește gradul efectelor, pentru că dacă te-ai izbit undeva cu 50 de kilometri la oră, te dai jos, te uiți la mașină, te uiți în buzunar, mergi la mecanic doar să rezolvi problema. Dar dacă mergi cu 200 la oră, s-ar putea să nu te mai dai jos, s-ar putea să nu te mai uiți în buzunar și s-ar putea să nu mai ajungi la mecanic. S-ar putea să nu mai ajungi nicăieri. Cu cât e viteza mai mare, cu atât riscurile sunt mai multe și efectele sunt mai mari. Viteza mai are o altă problemă, scade capacitatea de reacție, de reflex. Piloții de Formula 1, să știți că pentru ei nu e doar chestiune de mână sau de altceva. E chestiune la 300 și ceva de kilometri la oră. Creierul unui om normal nu poate gestiona situațiile acestea. E prea mare viteza asta, tu ca om normal, să gestionezi tot ceea ce ți apare. Și de aceea, cu cât e mai mare viteza, cu atât capacitatea ta de a reacționa e tot mai scăzută.
Viteza ucide și noi trăim cu iluzia că vom câștiga timp. Cred că ați pățit de multe ori. Vezi câte unul vine cu viteză, depășește și imediat la prima iese. Întrebare, de ce? Crezi că vei câștiga timp? Care timp? Pleacă cu 5 minute mai devreme și ai câștigat timpul. Nu e nevoie să alergi cu nu știu cât și să faci nu știu ce. Dar mai este un motiv pentru care viteza ucide și este extrem de periculoasă. Diminuăm șansa de a ajunge la destinație. Crezi că vei câștiga timp? Pe când în realitate crești foarte mult riscul să nu mai ajungi. Și de multe ori eu trebuie să le mai spun, eu vreau să ajung acolo. Eu vreau să ajung, eu chiar vreau să ajung. Tu probabil nu vrei să ajungi, nu știu, mai văd pe unii chiar nu vor să ajungă. Dar astăzi nu despre asta vreau să vorbesc, vreau să vorbesc tocmai plecând de la astea. Problema vorbirii. Pentru că este o mașină mult mai puternică și este ceva mult mai periculos decât mașina, este ceva ce poate ucide, am înțeles că dimineața s-a vorbit despre asta, și seara aceasta fratele David spunea, da, prin vorbire, prin limba ta poate duce la moarte sau poate duce la viață. Nu te grăbi, festina lenti, spuneau latinii, grăbește-te încet. Adică ia-o de dimineață dacă vrei să ajungi departe, pleacă cu 10 minute mai devreme dacă vrei să ajungi la timp, poate se întâmplă altceva pe stradă, dar nu te grăbi. Vorbim mai mult decât gândim. Demolăm mai ușor decât zidim. Suntem ieftini la critici, dar scumpi la implicare. Ne plictisim repede, dar nu facem nimic substanțial. Grăbiților acestui veac leșa de bine în naveta spațială. Ne dorim să explorăm planete, dar noi nu ne cunoaștem nici măcar vecinii. Suntem gata să evangelizăm Africa, dar noi nu am distribuit o Biblie în toată fabrica. Sunt cazuri în care graba strică treaba. De aceea, în această seară, vreau să am acest mesaj scurt, direct și sincer. Frate, nu te grăbi. Ce atâta grabă, soră? Nu te grăbi. Unu, nu te grăbi să te mâni. Proverbe 14:29. Cine este încet la mânie, are multă pricepere. Dar cine se aprinde iute, face multe prostii. Eclesiastul 7:9. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu te grăbi să te mâni. E o chestiune de chimie. În creierul nostru au loc reacții chimice și astăzi știința deja demonstrează cât se poate declara acest lucru. Când te enervezi, creierul tău produce cortizolul, hormonul stresului, crește considerabil riscul accidentelor vasculare, infarct, ictus și foarte mult, mai ales bărbații peste 50 de ani sunt foarte expuși la asta. Așa că nu te grăbi să te mâni. Pentru că atunci adrenalina iarăși crește, hormonul care face să întâmpine situațiile de pericol și foarte multe reacții nu sunt controlate, sunt doar reflexe. Omul face lucruri în afara controlului său, nu le poate controla, sunt doar reflexe. Trântește, vorbește, insultă, abia după aceea scuze că am greșit, dacă mai spune. Că dacă s-a învățat ani de zile în vocabularul lui să nu existe cuvântul scuze, nu vă așteptați ca la 40-50 de ani să înceapă să vorbească. Când te enervezi, așa, ca să spun pe românește, creierul tău emană o travă. Efectiv. Substanțe chimice care te distrug. Și de asta bătrânii aveau vorbe, ba la ficat, ba la inimă, ba nu știu unde. Ești afectat. Totul e deteriorat. Nervii sunt un fel de virus sau dragi, cum vorba cuiva.
Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Mă enervez eu și arăt. Ce? Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi. Spunea Dumnezeu, ce să-ți fac Efraim? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Cine a afectat că tu te enervezi? Că tu te mânii? Că tu te superi? Că tu ești posămărât? Cui va crăpa inima de ciudă? Celui care are ciuda sau cel pe care îți este ciudă? Cine va fi afectat? Nu te grăbi. Nu te grăbi să te mâni. Italienii au vorba aceea bună, înțeleaptă, spunea chisi arabia, fa due fatiche. Prima arabiarsi e poi farsela passare. Cam asta se întâmplă. Când te enervezi, când te superi, deja depui efort și un efort care te distruge. Prima dată să te enervezi înseamnă efort. Și s-ar putea inima să nu mai suporte efortul ăsta. Și apoi efortul mai rău este să-ți faci să-ți treacă supărarea. Și asta e mai greu. De aceea, când te uiți în Scriptură, când te uiți ce spune Dumnezeu, ai grijă, nu, mai ales nu acumula supărarea. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică nu aduna acolo. Nu lăsa pe mâine, că mâine vine cu dobândă. Nu lăsa cu anii, că apoi devine cancer. Nu lăsa acolo supărarea, mânia. Alungă supărarea. Alungă întristarea. Alungă mânia. Nu te grăbi să te mâni. Doamne ajută-ne! Doi, nu te grăbi să tragi concluzii. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Proverbe 18 cu 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Proverbe 18 cu 17. Cel care vorbește întâi, primul, în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt și le ia la cercetare. Există un principiu drăcesc, pentru că biblic nu pot să-l numesc. Principiul potrivit căruia totdeauna primul gând vine de la Dumnezeu. Poate ați auzit expresia asta. Nu știu de unde au scos-o. Sigur, din Biblie noi. Adică se spune cam așa, primul gând vine de la Dumnezeu. Dumnezeu e primul care vine la ușă, îți bate cu gândul lui. Apoi al doilea gând, vine diavolul, apoi vine nevasta sau soțul sau nu știu cine. Dar primul gând vine de la Dumnezeu. Nu e deloc așa. Nu e chestiune de ordine cronologică, ci de logică. România au o altă vorbă, spun, dă Doamne, mintea românului cea de pe urmă. Nu primul gând, cel de pe urmă. Nu e chestiune cronologică. Trebuie să gândești totdeauna de unde îți vine gândul. Nu te grăbi să tragi concluzii. Trebuie să analizăm întâi bine ce vorbim, cum gândim, pentru că de multe ori terminăm frazele începute de alții fără să-i mai ascultăm. Mi-a fost chiar odată, era la o ședință de foarte mulți ani, eram la o ședință de comitet, eu am început numai să spun ceva, altul chipurile a sărit în apărarea mea, altul i-a dat replică și au început să se certe pe ce vreau să spun eu.
Și după ce s-au certat ei bine jumătate de oră și am spus, dar Marius aici, de ce nu-l întrebați pe el? Ce a vrut să spun? De ce trebuie să vă certați voi? Ce am vrut eu să spun? Dar noi așa ne obișnim. Nici nu termină omul fraza și noi deja, las că știu, știu eu totul. Pe mine mereu mă sună oameni și spun, dacă mai ales au un conflict, A cu B au un conflict, mă sună A și spun, uite ce mi-a făcut B, mi-a făcut asta, mi-a făcut asta, ce zici, n-a făcut rău, a făcut bine. Și eu totdeauna le spun, nu știu. Dar nu e bine, nu-i corect, n-am dreptate, nu știu. Dar uite, dacă eu n-am de unde să știu până nu-l aud și pe celălalt. Eu nu pot, cum să-ți dai o ție dreptate? Că tu după aceea vii și spui, da, am dreptate. Ei, cele mai multe din concluziile pe care noi le tragem sunt concluzii bazate doar pe ce spune unul. Atât. Am auzit eu, știu eu, pe internet scrie, cum să nu, e clar. Auzi că ți-a spus unul care e ciudă și atât. Dar dacă vrei să afli adevărul, ascultă-l și pe al doilea, nu numai pe cel din tâi care a venit și ți-a spus ceva. Du-te și întreabă-l și pe cel în cauză și apoi te vei lămuri și apoi tragi o concluzie. Că judecători de aceștia care ascultă doar unul, ce ar fi la judecată, tu să fii judecat așa. Vine procurorul, te acuză, fără martori, fără probe, fără nimic, pap, ciocoanul, pușcărie, pe viață. Tu n-ai dreptul să te aperi, nimeni să nu vină în ajutorul tău, dar a spus, scrie pe internet asta, cum, am auzit eu și nu unul, și nu doi, și nu trei. Pot să spun o lume întreagă. Dacă nu ascult și partea cealaltă. Însă noi de multe ori ne grăbim să tragem concluzii. Ascultăm ușor. Judecăm fără să ascultăm ambele părți, ci doar partea care ne convine. Concluzionăm ușor ecuații grele, cu multe necunoscute, și ne erijăm în specialiști de mistere. Habar nu avem. Decât habar nu avem. Habar nici de meserie, dar cu pretenții de premii Nobel. Emitem sentințe definitive în dreptul unor persoane pe care nu le cunoaștem bine, nici măcar numele. Dar avem pretenția că le știm bine și gândurile. Și am devenit cei mai mulți opinioniști de meserie. Aruncători de păreri la coșul istoriei. Genii fără diplome și experți fără experiență. Vorbim doar ca să demonstrăm că existăm. Suntem și noi pe acolo. Ne place să ne aflăm în treabă și cu aflatul în treabă, românul e expert. Ne place să ne aflăm în treabă. Ascundem prin vorbe nulitatea de care dăm dovadă în practică. Sfătoși de duzină și părerologi multiral dezvoltați, cum le plăceau comuniștilor să laude. A toate știutori de nimic. Consilieri cosmici la toate pricepuți. Ne grăbim să inventăm formule și să explicăm de ce se învârte roata. Și datul cu părerea e sportul nostru național, care a devenit olimpic, că l-am dus în toată lumea. Trebuie să ne dăm și noi cu părerea. Orice se întâmplă în lumea asta, avem și noi părerea noastră. Nu te grăbi să tragi concluzii. Pentru că nu știi niciodată exact 100% adevărul. Și nu te grăbi, pentru că aici Dumnezeu la un moment dat spune, când vii în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu scanează trecutul tău, ființa ta, cuvintele tale. Și toate astea se prezintă înaintea lui Dumnezeu. La rugăciune nu se prezintă doar cuvintele rugăciunii. La rugăciunea din seara asta s-au prezentat toate cuvintele pe care le-ai rostit săptămâna asta. De aceea Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșii tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustrările, stai și vorbești împotriva fratelui tău, împotriva fiului mamei tale, iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Și ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mostra și îți voi pune totul sub ochi. Și asta în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la ce vorbești, la ce spui.
Și apoi toate cuvintele acestea vin înaintea lui Dumnezeu. De aceea nu te grăbi să tragi concluzii. Pentru că toate astea, tot ce spunem noi, tot ce facem noi, vin înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când ne analizează, Dumnezeu când ne judecă după tot ceea ce am spus și am făcut. Și prin vorbele noastre, noi vom fi fără vină sau prin vorbele noastre vom fi considerați vinovați. Nu te grăbi să tragi concluzii. 3. Nu te grăbi să deschizi gura. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Ne ia gura pe dinainte. Vorbim și mai apoi ne gândim la ce am spus, dacă mai gândim. Dacă nu, mergem într-una. Vorbim. Vorbim. Ce ușor este să vorbim. Unii vorbesc atât de mult încât nu mai au timp să mai și gândească. Are fratele Petru o poveste cu unul care împușca. L-a întrebat cineva, dar când mai puneai cartuși, dar ce mai aveai timp? Nu mai ai timp să gândești. Ți se pare că spui ceva, dar de fapt nu mai spui nimic. Când nu gândești, de fapt, nu mai spui nimic. Dai în gol totul. Și de asta cuvintele noastre nu mai au valoare și nu mai au putere. Pentru că atunci când vorbești fără să gândești, asta se întâmplă. Ce repede știm să vorbim. Omul învață în 2-3 ani să vorbească. Dar ca să învețe să tacă, nu-i ajunge o viață întreagă. Avem răspunsuri la toate întrebările, avem comentarii la toate postările, avem păreri la toate situațiile, explicații pentru toate circumstanțele, avem soluții la toate problemele. Mai ales acum politicienii, campania electorală, rezolvă toate problemele omenirii, toate problemele țării, toate problemele. Din gură e ușor, nu? Promisiuni, dacă sunt eu, intru eu. Eu mă descurc. Ne pricepem la toate, dar numai să vorbim, bineînțeles. Ne sare repede muștarul și trebuie neapărat să se afle. Nu te grăbi să deschizi gura. Bine ar fi măcar câteva secunde înainte să dai o replică, înainte să spui ceva, măcar 5 secunde, gândește. Merită sau nu? Trebuie să spui sau nu? 4. Nu te grăbi să te cerți. Proverbe 25:8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă, să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Vrem să avem dreptate chiar și atunci când știm că nu avem. Suntem prea mândri ca să mai recunoaștem că greșim. Suntem prea orgolioși ca să admitem că nu le știm pe toate. Suntem prea deștepți ca să dăm dreptate celor ce o au. Și ne grăbim să insultăm, că e mai simplu, mai la îndemână. Dacă țipăm, e clar că avem dreptate. Nu? Cu cât ridicăm tonul vocii, cu atât asta conferă certitudine cuvintelor tale. Ai dreptate. Țipă cât poți de tare. Dreptatea se măsoară cu decibelii. Ne grăbim să aruncăm cu pietre, că e mai ieftin și le găsim mai ușor. Pietrele ne costă mai puțin decât argumentele logice. Pentru pietre nu ne trebuie diplome, nu ne trebuie școală, nu ne trebuie examene, nu ne trebuie minte. Le-am luat de pe jos și le-am aruncat și noi, cu aflatul întreabă. Suntem autodidacți, nu trebuie să ne învețe nimeni să aruncăm cu pietre, învățăm singuri. Suntem mereu gata de al treilea război mondial, care e pe punctul de a începe, pentru că noi nu suntem înțeleși. Nu, cam așa e. Noi în mijloc, și dacă nu se face cum zicem noi, începe războiul mondial. Bomba atomică va cădea imediat. Imediat se termină, sfârșitul lumii vine pentru că nu mi se face mie dreptate. Și va veni Domnul să facă dreptate. Noi nu suntem băgați în seamă. Și altfel cum am putea ieși din decor decât certându-ne cu toată lumea. Și avem noi românii un titlu onorific pe care mulți îl poartă. Gică Contra. Orice ar fi, el trebuie să caute cearta.
dacă nu o găsește, o inventează, dar nu poate trăi fără. Așadar, înainte să apeși butonul bombei atomice, întreabă-te, se merită? Se merită pentru o idee să strici o relație? Se merită pentru o părere să închei o prietenie? Se merită pentru o vorbă să distrugi o căsnicie? Se merită pentru o încredințare să nenorocești o biserică? Se merită pentru o ceartă să-ți pierzi mântuirea? Se merită pentru un conflict să provoci infarctul? Se merită pentru nervi să distrugi totul? Pentru că asta se întâmplă. Și asta se poate întâmpla. Nu te grăbi să te cerți. Psalmistul spunea că dezlănțuirea cerții este ca stăvilirea unor ape mari. Nu mai poți face nimic. E o catastrofă. Și mă apropii de încheiere, al cincilea rând, nu te grăbi să iei decizii. Tot mai mult vom vedea oferte de ultima oră, last minute, valabile până în data, e azi. Prendere o lăsare. Acum ori niciodată, asta e imnul României, ce să faci? Și trebuie acum sau niciodată, adică ori acum, gata, nu mai e. Oferta astăzi expiră. Și cele mai multe greșeli, cele mai multe prostii le poate face omul când se grăbește să ia decizii, mai ales decizii majore. Am luat, am trântit, mi-am dat demisia, am plecat, trântesc ușa bisericii, familia, am dat divorț, separare, am plecat, am lăsat școala, am abandonat munca, m-am certat cu șeful, închid totul, am plecat. Decizii majore, decizii importante în viață pe care ei la nervi. Sub impulsul emoțiilor, al instinctelor. Decidem de parcă se sfârșește lumea îndată. Facem alegeri sub impulsul urgenței și luăm decizii la repezeală. Am câteva întrebări. Oare ar fi fost iertat Iuda Iscarioteanu dacă se pocăia? Voi ce credeți? Dacă Iuda Iscariotianul ar fi trăit, ar fi prins și el învierea, venea și el acolo umilit, smerit, ca Toma, poate duminica următoare, poate peste o lună, poate peste două, venea și el spășit acolo, Doamne, atâta minte am avut și eu. Oare l-ar fi iertat Domnul? Dar a făcut un gest necugetat și a pus ștreangul. S-a sinucis. A luat o decizie atât de greșită, profund greșită, într-un moment în care nu știa bine ce se întâmplă, în grabă, a aruncat banii, așa, din treacăt, luați-i voi, nu mă interesează, faceți ce vreți, și a plecat. În grabă. Te gândești la un alt mare om, un om foarte înțelept, Ahitofel, consilierul regal, cuvintele lui, sfaturile lui erau egale cu ale unui proroc. Adică ori mergeai la proroc, ori mergeai la el, el reușea să vadă bine lucrurile în așa fel încât toate mergeau foarte bine. Dar a ajuns la un moment când a trecut de partea greșită, când și-a pus încrederea în oameni, când a crezut că oamenii și a crezut că se vor face schimbări, nu au avut loc. Și-a pus și el șaua, a plecat și a luat decizia greșită. Atâtea și atâtea decizii în viață. Oameni care se mută, oameni care se plimbă, oameni care se duc dintr-o parte în alta doar sub impulsul emoțiilor. M-am supărat pe biserică și am plecat în alta. M-am supărat pe soție și te-ai dus la alta. Te-ai supărat pe unul, te-ai supărat pe celălalt, ai lăsat munca asta, ai lăsat țara asta, ai lăsat orașul ăsta, ai lăsat asta, te-ai certat și de multe ori îți dai seama că e foarte multe decizii, cele mai multe decizii, nu sunt decizii cântărite. Cel mai bine când iei decizii importante, încearcă să ajungi în starea aceea de repaus, de liniște sufletească, să nu cedezi emoțiilor, sentimentelor, nu pe baza stresului sau a nervilor, să decizi.
să ajungi la o neutralitate. Vreau să iau o decizie. Mi-amintesc de un băiat aflat că mă căsătoresc și a spus, las că-i fac eu un ciudă, o iau înainte lui. A aflat că și eu mă vorba să am starea civilă peste o săptămână și a spus, găsesc eu una să... Și a găsit. Numai că a durat cam tot atâta cât a căutat-o. Decizii de felul ăsta nu se iau așa, la ambiție, la nervi sau la să arăți nu știu ce. Și în viață se întâmplă de multe ori că plătim prețul unor decizii greșite pentru că sunt făcute în grabă. Au venit gabauniți, au prezentat pâinea, au prezentat toate astea și au spus, hai repede, hai că noi venim de departe, suntem așa de obosiți, vrem să mâncăm împreună cu voi din pâinea asta așa cum e ea uscată, să mâncăm puțin, să ne odihnim, să ne întoarcem înapoi, ne așteaptă un drum lung, hai repede, 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 că n-avem timp, ne grăbim, ne uităm, hai, avem atâta timp, am plecat de atâta timp de acasă. Și n-au mai întrebat pe Domnul. Că au fost impresionați, ce încălțăminte, ce mâncare, dar să vedem cum e. Și au făcut atâtea și atâtea greșeli. De aceea, în seara aceasta, încă o dată spun, nu te grăbi. Nu te grăbi să te mânii. Nu te grăbi să tragi concluzii. Nu te grăbi să deschizi gura, să vorbești, să dai răspunsuri, să dai replici. Nu te grăbi să te cerți. Nu te grăbi să iei decizii. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea discernământul, înțelepciunea. Pentru că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, aici când venim în casa lui Dumnezeu, avem nevoie de pricepere, avem nevoie de înțelepciune, de discernământ. Pentru că am citit aici în Eclesiastul, nebunii nu, numai nebunii se grăbesc, cei care n-au minte se grăbesc și nu știu că fac rău cu aceasta. Și nu știu că Dumnezeu se uită la modul în care vorbești, la modul în care răspunzi, la modul în care reacționezi. Nu e o chestiune doar de rugăciune. Nu e doar pentru duminica asta. E mai ales pentru luni până sâmbătă. Să știi ce vorbești, să știi cum reacționezi, să știi cum dai replică, să știi cum răspunzi, cum te porți, să știi ce faci, pentru că vrei, nu vrei, toate astea în primul rând pun în pericol viața ta, pun în pericol relația ta cu Dumnezeu, pun în pericol veșnicia ta. Decizii pripite care te pot costa chiar veșnicia. Vorbe care pot să te coste, reacții care pot să te coste viața veșnică. Și Moise la un moment dat s-a enervat. Domnul i-a spus, du-te la stâncă, vorbește stâncii. Mai că Moise, omul cel mai blând de pe fața pământului, așa că să nu spui, nu, eu n-am probleme cu asta, ba chiar tu poți să ai probleme cu asta. Pentru că reușești să ții acolo ca într-o oală cu presiune, nervii și când explodează, ăștia fac cel mai rău. Oamenii blânzi. Și Moise a lovit în stâncă, el n-a mai vorbit. A lovit cu ciudă, cu toiagul lui. Apa a curs, că Dumnezeu e credincios. Dar Dumnezeu a spus, pentru asta, tu nu mai intri în țară. Te duc pe munte, o vezi, o admiri, vezi cât de frumos ar fi fost, dar tu nu vei intra. Pentru asta. Costă mult? Costă mult o astfel de atitudine? Costă mult un astfel de gest, astfel de cuvinte, astfel de reacții? Cât de mult pot să coste? De aceea, pentru că știm prețul, ar trebui să fim mult, mult mai atenți. Nu te grăbi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.